A fost sărbătoare mare în comuna Salcia, unde oamenii au participat la Ziua Comunei. La eveniment au fost prezenți alături de primarul comunei, Gelu Pantelimon, prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, parlamentarii de Mehedinți, Liviu Mazilu și Alin Chirilă, cât și viceprimarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Cristian Moră. Cântece și jocuri populare care fac din Mehedinți o regiune unde tradițiile sunt la ele acasă, pe toate le-am regăsit la Salcia, o localitate pe care Consiliul Județean Mehedinți o va sprijini și o va ajuta în continuare să se dezvolte în bine așa cum merită locuitorii ei. Primarul comunei, Gelu Pantelimon, este un om dedicat comunității, iar din partea președintelui Consiliului Județean Aladin Georgescu și a Consiliului Județean Mehedinți a avut și are în continuare tot sprijinul. Eu sunt mulțumit și vreau să vă spun, cred că multă lume nu știe, din comună își mi-aduc aminte, Salcia era una din puținele comune care nu aveau în ideea lor, nu aveau sărbătoarea unei comune. În 1996, la primul mandat al meu de primar, eram tânăr, aveam 36 de ani, primul lucru care l-am făcut pentru comunitate a fost să organizez în ideea comunei, care după aceea s-a transformat în sărbătoarea comunei Salcia. Mă bucur că am scăpat de pandemia asta și după 2 ani ne-am putut să ne întâlnim cu o mare parte din locuitorii comunei. Le urez multă sănătate, le urez să ne întâlnim și la anul și la mulți ani în continuare. La eveniment au fost prezenți alături de primarul comunei Gelu Pantelimon, prefectul județului Mehedinți Alin Isuf, parlamentarii de Mehedinți Liviu Mazilu și Alin Chirilă și viceprimarul municipiului Drobeta Turnu Severin Cristian Mură. Petrecerea populară cu muzică aleasă și distracție pe măsură, cu nume sonore de interpreții de muzică populară, a ținut până în zori. Prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, prezent la eveniment, i-a asigurat pe cetățenii de tot sprijinul instituției pe care o reprezintă. Suntem bucuroși să vă vedem într-un număr așa mare, la sărbătoarea localității dumneavoastră. Este o seară caldă, dar frumoasă, așa cum sunteți și dumneavoastră, oamenii harnici și călduroși. De aceea vor fi multe lucruri frumoase pe care primăria, domnul primar, Consiliul Local le-a organizat aici pentru dumneavoastră. Au o perspective, multe obiective pentru comunitatea dumneavoastră, bineînțeles, în sensul dezvoltării. Noi, de la nivelul prefecturii al Consiliului Județean, la nivelul Parlamentului României, vă vom sprijini cu toate puterile noastre legale ca să aveți o dezvoltare așa cum meritați. Deputatul PSD Mehedinți, Alin Chirilă, a fost mereu implicat în comunitate, mereu în mijlocul oamenilor pentru a le asculta doleanțele. Suntem iar în mijlocul oamenilor, ceea ce nu poate decât să mă bucure foarte mult. După 2 ani de zile de pandemie, iată că astăzi, de Sfântul Ilie, suntem la Salcia, o comună frumoasă în care domnul primar a făcut multe proiecte, fapt pentru care și de aici încolo o să-l sprijinim și îl felicităm pentru tot ceea ce a realizat în această comună, precum și pentru buna organizare din seara aceasta. Au fost 2 ani de zile grei, sperăm să nu mai vină această pandemie și ne bucurăm, așa cum am spus foarte mult, că suntem în rând oamenilor să le ascultăm opiniile, părerile dumnealor. Totodată am venit să susținem și să întărim ideea că vom fi alături de dumnealor, de domn primar. Îl felicit încă o dată pe această cale și le urez tuturor sărbătoriților un călduros la mulți ani.
oameni inimoși, bucuroși de faptul că au o comună din ce în ce mai frumoasă, în urma investițiilor care s-au făcut, au venit cu micul mare la eveniment. Cum omul sfințește locul, primarul comunei Salcia, Gelu Pantelimon, a revigorat viața economică a comunei. Ziua comunei s-a încheiat, cum nu se putea mai frumos, printr-un spectaculos foc de artificii. La mulți ani locuitorii comunei Salcia și să vă fie sărbătoarea din ce în ce mai cunoscută.